Salut! Astăzi am pregătit pentru tine o listă de filme de dragoste noi nouțe. La sigur o parte din ele încă nu ai reușit să le vezi. Aici vei găsi și comedii romantice perfecte pentru o seară relaxantă. Filme ce te vor duce cu zeci de ani în urmă în timpurile domnișoarelor în rochii de epocă, dar și producții motivaționale care te vor face să revezi valorile adevărate a lucrurilor. Abonează-te pe canalul meu și fă click pe clopoțel ca să afle primul despre alte topuri interesante, știri despre filme și celebrități și multe altele din lumea cinematografică. Deci, să începem! Aproape de orizont, o impresionantă istorie de dragoste inspirată din cartea autobiografică a Jessica Koch, care la scurt timp după lansare a devenit un bestseller. În vara anului 1999, tânăra Jessica credea că obținerea permisului de conducere este cel mai important lucru care o așteaptă în viitorul apropiat. Până nu îl întâlnește pe Danny, este încrezută în sine, misterios și puțin retras. Pozele lui apar pe copertele revistelor de modă. E greu să nu caze în mrejile unui astfel de bărbat. Nici Danny nu rămâne indiferent. Tineri și îndrăgostiți, pare că nimic nu le poate sta în cale. Însă chiar dacă simpatia este reciprocă, tânărul păstrează distanța, deoarece el înțelege că viața lui este un adevărat dezastru și aflând adevărul, iubita îl va părăsi. Mistuit de dorința de a o păstra pe Jessica, Danny totuși înțelege că nu este corect să ascundă adevărul despre el și trebuie să facă o alegere. Sau îi povestește totul, sau o părăsește pentru totdeauna. Nota de sus. Este o melodramă muzicală cu participarea lui Dakota Johnson și Ice Cup. Încă din copilărie, muzica era o parte din viața lui Maggie și deja de 3 ani tânăra trăiește visul împlinit. Este asistenta personală a cântăreței pe care o admiră. Însă în fanteziile sale, Maggie nu prea își dădea seama că asistentul personal mai mult servește decât asistă. Principalele sarcini încredințate sunt să cumpere cafea, să broneze bilete de avion și să ducă hainele la curățătorie. Plus la toate, uneori patroana sa are apucături de divă capricioasă și Maggie ar dori să schimbe ceva, să se manifeste deoarece știe că nu este o prostuță. Înțelege câte ceva în muzică și producere, dar nimeni nu o ia în seamă. Pe cont propriu, tânăra decide să-l ajute pe David, un cântăreț necunoscut dar talentat. Lui Maggie chiar îi plac cântecele lui David, dar David se pare că nu ar fi împotrivă să extindă sferele de colaborare cu tânăra ambițioasă. Încă mai cred. O istorie emoționantă inspirată din întâmplări reale. Filmul are multe momente care vor înlăcrima ochii persoanelor sensibile. Jeremy este un compozitor și cântăreț de muzică creștină. Ambiția îl împinge înainte și el, îndoi cu chitara, pornește în căutarea locului său sub soare. După unul din concerte, el face cunoștință cu Melissa și înțelege că ea este acea unica. Între tineri începe o relație și pe plan profesional totul se aranjează cum nu se poate mai bine. Talentul lui Jeremy este observat, dar cântecele sale urcă pe primele poziții în topurile muzicale. Totul se potrivește perfect și înainte îi așteaptă un viitor strălucit. Însă soarta de obicei lovește când te aștepți mai puțin. Acest film este o poveste reală despre succes și apreciere, speranță și descurajare, încercări și voință și, desigur, dragoste adevărată. Așa de puternică încât poate să schimbe o viață și o viață deosebită care poate schimba lumea. Emma. O nouă ecranizare a romanului lui Jane Austen. Pelicula a fost apreciată de public și de critici. Frumoasă și deloc săracă, Emma nici în ruptul capului nu vrea să se mărite ca să nu fie nevoită să plece de lângă tatăl său. În schimb, tânăra se crede expertă în psihologie și caractere umane, capabilă să găsească partenerii potriviți pentru prietenile sale. O nouă domnișoară pe care Emma ar vrea să o ajute este Harriet Smith, o orfană naivă, dar cu educație aleasă. Aflând că tânăra Harriet îl simpatizează pe Martin, un simplu fermier, Emma este indignată la culme deoarece este convinsă că prietena sa merită o partidă mai bună. Folosindu-și abilitățile și influența, Emma usilește pe Harriet să refuze cererea în căsătorie de la Martin, dar încercările Emmei de a găsi pentru Harriet un mire mai potrivit sunt compromise de insuportabilul domnul Knightley, prietenul fermierului respins. Fiind absorbiți de aranjarea vieții private a protejaților săi, Emma și Knightley nici nu observă că ostilitatea dintre ei s-a transformat în altceva.
Isi și Osi. Isabela Isi Voit, o fată de familie bună, a crescut în palat și este obișnuită cu servitori și dinerurile pompoase din înaltă societate. Cu ce nu se poate obișnui Isi este faptul că părinții îi controlează orice pas și iau în locul său toate deciziile importante. Ultima picătură a fost refuzul părinților de a permite studiile într-o școală culinară din New York. Hotărâtă să scape de grija și controlul exagerat a familiei, Isi se angajează la un fast food. Aici tânăra îl întâlnește pe Osi, un boxer ghinionist fără un sfanț în buzunar. Cariera sportivă a lui Osi, care și până acum nu a fost una frumoasă, riscă să se ducă de râpă dacă el nu găsește bani pentru depozitul următorului meci. Ce noroc că a întâlnit-o pe Isi. Pentru a se folosi de banii tinerii, Osi începe să-i facă curte, dar Isi la rândul său vede în tânărul boxer o ușiță de scăpare spre viitorul pe care și-l dorește. Poți să ții un secret? Fiecare din noi are zile proaste și protagonista acestui film nu face excepție. După o întrunire eșuată, Emma se întoarce acasă cu avionul, dar ea urăște să zboare. Pentru a prinde curaj, ea încearcă să-și înnece frica într-o porție bună de alcool. Și asta nu a fost o idee tocmai bună. Orice zguduitor o înspăimântă așa de tare, încât tânăra terifiată începe să-i povestească vecinului din scaunul de alături lucrurile care de obicei le ține pentru noi. Astfel, el, bărbatul pe care îl vede pentru prima dată, află multe secrete din biografia lui Emma, începând cu intrigile de la serviciu până la istoriile din viața privată. Și nu ar fi mare lucru dacă cei doi nu s-ar mai vedea niciodată, dar nu era să fie. E greu de descris paleta de sentimente pe care a trăit-o Emma când a doua zi tânărul din avion apare în biroul său. Și nu este un vizitator simplu, ci unul din patronii întreprinderii venit să inspecteze filiala în care lucrează tânăra Guraliu. Dar spre mirarea lui Emma, noul șef nu se grăbește să o dea afară, deoarece este convins că să o ia peste picior va fi destul de amuzant. Cineva undeva. Acțiunea peliculei are loc în cel mai romantic oraș din lume, Paris. În centrul subiectului sunt doi tineri solitari, Remy și Melanie. Ea este o visătoare în căutarea dragostei adevărate. Toate relațiile anterioare au eșuat. Totuși, Melanie nu lasă mâinile în jos, fiind convinsă că încă nu l-a întâlnit pe bărbatul potrivit. Remy, singur și el, o caută pe cea care îi va înțelege sufletul sensibil. Cei doi trăiesc în casele vecine. Dimineața ies la aceeași oră, merg în același autobuz, mănâncă în același restaurant. Fac cumpărăturile în aceleași magazine, dar nu s-au întâlnit niciodată. Destinul încearcă să-i unească, dar ei încăpățânați merg fiecare pe drumul său și nu-și dau seama că fericirea e la un pas. Trăiește practic peste perete. Trebuie doar să întinzi mâna și să o iai. 10 lucruri de făcut înainte să ne despărțim. Abigail este o mamă solitară a doi copii. Viața personală nu s-a aranjat și ea este nevoită de una singură să facă față provocărilor de zi cu zi. Muncind din greu pentru a-și întreține copiii, protagonista deja a și uitat când ultima oară a ieșit cu cineva. Hotărâtă să mai încerce încă o dată norocul, Abigail se întâlnește cu Benjamin. Și chiar dacă Benjamin este un tip simpatic, ideile lui despre dragoste și familie sunt diametral opuse aspirațiilor eroi. Însă aceste divergențe nu o opresc să petreacă o noapte împreună. Peste ceva timp, Abigail află că este însărcinată. Acum cei doi trebuie să decidă. Încep o relație de dragul viitorului copil sau se despart și își trăiesc viața de parcă nu s-a întâmplat nimic. Spațiu dintre linii. Leo este un lingvist și profesor apreciat, dar absolut nefericit în dragoste. Iubita sa Marlena recunoaște că l-a înșelat, dar Leo nu are curaj să pună punct în această relație și speră că cu timpul totul se va aranja. Emma este la fel de nefericită, chiar dacă are un soț iubitor și o familie unită. Se simte deprimată în singurătatea sa emoțională. O greșeală ridicolă la introducerea unei adrese de e-mail unește aceste suflete pierdute într-o corespondență virtuală. Cu fiecare scrisoare trimisă, Leo și Emma înțelege că flirtul virtual s-a transformat dintr-o glumă în ceva periculos, dar ei nu pot rezista ispitei. Acest roman le umple vidul interior. Este ca un colac de salvare și le permite să evadeze din rutina plină de griji și dezamăgiri. Și chiar dacă mesajele devin tot mai sincere, cei doi evită să se întâlnească în realitate. Dar astfel de legături nu pot dura o veșnicie și protagoniștii trebuie să decidă încotro
se îndreaptă relația lor. Cuvinte pe pereții din baie. Absolventul Adam pare să fie un adolescent ordinar, puțin mai retras, dar în limitele admise. Chiar dacă uneori se simțea izolat, el nu se grăbea să-și facă mulți prieteni. Pasiunea lui este gătitul, dar la bucătărie se descurcă și fără ajutor. După o criză severă, se descoperă că Adam suferă de schizofrenie. Halucinațiile vizuale și auditive îngrozitoare transformă viața tânărului într-un dezastru. Imaginile cauzate de boala sa uneori sunt atât de reale încât adolescentul cu greu sesizează diferența între realitate și închipuiri. Colegii se feresc de el cu frică și dezgust. Din cauza maladiei, Adam se mută în altă școală, dar nici aici nu se bucură de popularitate. Maya este unica care nu-l ocolește pe noul sosit. Treptat, prietenia se transformă într-o relație mai apropiată și este greu de ghicit ce loc va ocupa Maya între personajele imaginare din viața lui Adam. Sau poate Maya este doar o iluzie apărută în mintea tânărului dornic să iubească și să fie iubită. Cam atât pentru azi. Nu uita să dai un like acestui video dacă ți-a părut interesant și să te abonezi pe canalul meu. Dacă nu vrei să ratezi alte videouri cu topuri tematice sau știri din lumea filmelor, fă click pe clopoțel. Ne auzim în videoul următor.